Asociația Părinți pentru Copii din cadrul școlii gimnaziale Avram Iancu din Câmpia Turzii a organizat în cadrul proiectului Erasmus o întâlnire cu 52 de persoane din țările partenere Polonia, Cehia, Slovacia și Portugalia. Temele dezbătute au fost din domeniile educației juridice, securitate cibernetică, autoapărare, educație intergenerațională și incluziune socială. Activitățile s-au desfășurat joi, 6 octombrie, la școala gimnazială Avram Iancu din Câmpia Turzii. Shooting stars above the city lights.